Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oameni de Succes. Alături de noi astăzi este doamna Irina Vasilescu, președintele Centrului Cultural Internațional și în același timp Irina Vasilescu este inițiatoarea Festivalului Florilor de Tei. În plus, este directorul general al grupului de firme Eurolenguas și Actadoc. Este pasionată de Spania și în plus este facilitator al mai multor programe de dezvoltare personală. Bine ai venit, Irina, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, cu mare drag. Irina, pe 23 iunie s-a încheiat prima ediție a Festivalului Florilor de Tei. Cum a fost? A fost extraordinar. Pentru o primă ediție am avut un bilanț minunat, chiar ieri l-am finalizat în ședința de final de analiză. Și cum arată acest bilanț? Bilanțul arată așa, 9 zile de festival, a fost un maraton cultural, cu 4 expoziții pe parcursul a 9 zile, 30 de spectacole, 3 ateliere, o paradă multietnică și aproximativ 10.000 de vizitatori pentru expozițiile și spectacolele pe care le-am organizat. Spuneai despre paradă multietnică, asta mi-a atras atenția. Nu știu, n-am mai văzut în Iași, cel puțin, n-am mai văzut cel puțin în ultima perioadă despre o paradă multietnică. În ce a constat această paradă? Cum a fost, cum s-a desfășurat, care a fost traseul? Am gândit un pelerinaj simbolic la Teiul lui Eminescu, pentru că tot conceptul Festivalului Florilor de Tei îl are în centru pe poetul nostru național și universal și faptul că avem marele privilegiu să avem în Iași Teiul lui Eminescu și teii pe care îi iubim atât de mult. Și pentru că reflectorul a fost pe Mihai Eminescu și pe teii noștri, am gândit această paradă simbolică sau pelerinaj simbolic care a plecat de la sediul Junimii, de la Casa Pogor, și cu crenguțe de tei în mână am mers până la Teiul lui Eminescu, unde am realizat o instalație florală live, să zicem. Pe loc, toți participanții la paradă au avut șansa să-i ofere acest dar lui Eminescu. Ca și participanți, am avut copiii de la Școala Paradis îmbrăcați în costumele populare românești. Părinților de asemenea s-au prins în joc și cadrele didactice, bineînțeles. Comunitatea Elena din Iași și Centrul Cultural Corean Asociația GISU. Și atunci au fost măcar trei națiuni, trei popoare care i-au adus acest omagiu lui Eminescu. Intenția era să fie și mai multe și pentru că e doar prima ediție, nu mă îndoiesc că anul viitor va fi o participare și mai bogată. Deși poate a fost o ediție pilot, să spunem așa, da, că a fost doar trei națiuni, a fost totuși... Câți participanți au fost? La parada în sine? Da. Mi-e greu să estimez, dar cu siguranță mai mult de 100 de persoane. Am înțeles. Deci s-a bucurat de succes. Deci da. A fost doar o primă ediție. Și a fost ediție. Un moment extraordinar de frumos. Am înțeles. Spuneai de 30 de expoziții care nu, au avut loc. 4 expoziții, 30 de spectacole. 30 de spectacole. Ok. Ce fel de expoziție? Am înțeles că au fost expoziții cu totul și cu totul deosebite, realizate din flori, da? Înțeleg bine? Da. S-a mai făcut așa ceva în Iași până acum? Nu cred, nu. E conceptul nostru original. Eu sunt o mare iubitoare a florilor și pentru că am descoperit în nordul Spaniei, tot spuneai că mă pasionează Spania, da. În Laredo, un oraș în nordul Spaniei, am descoperit o manifestare culturală extraordinar de interesantă și de frumoasă, care are în centru florile naturale. Ei realizează niște care alegorice pe care le plimbă pe un traseu oficial al, mă rog, manifestării, care este oarecum similară ca aspect cu Carnavalul de la Rio, doar că toate aceste care alegorice și personajele implicate, care sunt actori profesioniști, artiști profesioniști, toate carele sunt realizate exclusiv din flori naturale, inclusiv costumele protagoniștilor. Da. Și atunci impactul este extraordinar. Arată extraordinar. Arată fantastic. Încerc să-mi imaginez. Arată fantastic. Și ce-mi doresc eu pentru Iași este să ajungem la nivelul la care să putem umple orașul de flori și de instalații florale de acest tip. În punctele importante ale orașului. Anul acesta, lucrul acesta fiind abia prima ediție, nu putea fi realizat pentru că presupune, din punct de vedere logistic și financiar, o implicare foarte puternică a comunității, a autorităților și, sigur, prieteni și sponsori ai festivalului, pentru că altfel nu se pot acoperi toate cheltuielile care s-ar genera. Și atunci am gândit o provocare pentru artiștii consacrați ai Iașului și am avut cele mai mari nume prezente în festival.
ale Uniunii Artiștilor Plastici din Iași, care ne-au onorat cu prezența și cu creațiile lor, și de asemenea studenții de la Pictură și Sculptură de la Universitatea George Enescu, care au creat instalații florale originale 2D și 3D, da, realizate exclusiv din flori de tei. Exclusiv din flori, da, de tei. Și de unde ați reușit să găsiți atât de multe flori de tei pentru a realiza toate aceste instalații florale? Am avut marele sprijin și chiar mulțumesc pe calea aceasta a Direcției Silvice și Primăriei Iași, care ne-au sprijinit cu cantități impresionante de flori de tei. A fost și o mare provocare faptul că încă nu eram floriteiul când noi, da, lucram la instalații și la tablouri, la colaje. Am lucrat la început cu teiță, am lucrat cu tei sub formă de bobițe neînflorite. Ulterior am florit și teiul, am avut și floare și parfum. Și expoziția care a rezultat în urma acestui festival și care este până la urmă piesa de rezistență este absolut spectaculoasă. Sunt 30 de lucrări, opere de artă autentice, foarte originale, foarte, foarte deosebite. Am făcut expoziția itinerantă tocmai pentru ca un număr cât mai mare de ieșeni și de vizitatori să se bucure de ea. Am plecat din Copou, da, ne-am oprit la universitate cu expoziția și apoi am dus-o în Palace. Și atunci, de aceea și numărul foarte mare de vizitatori. Iar în momentul de față a rămas acolo? Nu, am finalizat festivalul și expoziția și am strâns. Am înțeles. Dar nu e punct final. Următorul pas în acest proiect este să o ducem în marile capitale europene, pentru că, așa cum spuneam, este extraordinar de frumoasă și chiar merită arătată lumii. Am înțeles. Sunt lucrări unice, da, și bănuiesc că e un lucru important. Trebuie să vadă și alții ce lucruri frumoase, da, facem la Iași. Da. Iar feedback-ul vizitatorilor era ceva de genul: n-am văzut în toate muzeele lumii ce văd aici. Erau extraordinar de impresionați pentru că sunt colaje, sunt 2D, 3D lucrări, da, nemaipomenit de originale. Pentru că Teiu a dat această notă de autentic, de brand local. Noi asta ne dorim cu Festivalul Florilor de Tei, să creăm acest brand foarte puternic de oraș Iași, orașul Florilor de Tei și al lui Eminescu. Am înțeles. De partea cealaltă, au fost spectacole de muzică folk, da? Da. Spune-mi, cine a conceptat, da, s-au bucurat de succes? Cum a fost? A fost în aer liber? A fost în aer liber, o parte de spectacole în aer liber, o parte chiar în holul universității, cel sediu de la fundație, o parte la Palace, pentru că nu ne-a ajutat vremea în mod special și atunci a trebuit să ne organizăm și la interior. Pe de altă parte, specificul unora dintre spectacole nu permitea neapărat un spectacol în aer liber. Am avut o invitată pe soprana Nicoleta Maier de la Opera din Cluj, care ne-a onorat cu prezența și a susținut un recital de lead-uri foarte frumos în dialog liric cu actorul Teatrului Național din Iași, Nucu Ionescu. Am avut un invitat foarte special, Ciprian Cocalia, care este de trei ani la rând invitatul ambasadei României din Statele Unite la Zilele Românilor, concertează pe Broadway ca să, wow, reprezinte România cu muzică populară. Și Ciprian Cocalia, la rândul său, a invitat Orchestra Națională de la Chișinău. Dirijorul și solista au fost oaspeții noștri. Am înțeles. De asemenea, am avut mare bucurie să-l primim ca invitat foarte special pe Walter Ghicolescu. Două seri la rând ne-a, da, cântat cu piesele lui extraordinare. Și, de asemenea, dacă tot vorbim de personalități, ne-a onorat cu vizita în cadrul vernisajului expoziției Te Inspiră, domnul Ion Caramitru. Ne-am bucurat foarte mult, deci, a fost alături de chiar noi. Chiar ați avut un aspect de seamă. Sigur că da. Iar Cătălin Botezatu, de asemenea, a venit și ne-a admirat expoziția. Cu ce ocazie? Da. Pur și simplu? Era în Iași, ca, da, și domnul Ion Caramitru, cu alte proiecte și a trecut să ne viziteze. Am înțeles. Cătălin Botezatu e o mare prieten al nostru. Am înțeles. Da. Bun, am avut muzică folk, am avut expoziție, am avut și spectacole de teatru, nu-i așa? Sigur. O mare parte din spectacole au fost organizate și susținute de elevii din școlile și liceele ieșene. O parte foarte importantă a proiectului Festivalului Florilor de Tei este implicarea în comunitate a tinerilor și educarea lor în spirit
în spiritul contribuției către comunitate, în spiritul contribuției către a crea o imagine mai frumoasă și mai puternică din punct de vedere cultural pentru Iași. Și atunci am mizat foarte mult pe sprijinul școlilor, pe sprijinul liceelor, a universităților și nu pot să nu menționez spectacolele extraordinare realizate de pildă de elevii liceului de art Octav Băncilă, da, de elevii de la Palatul Copiilor, de dansatorii extraordinari de la Ateneul Tătăraș, de la Ansamblul Coconițe, ne mai punând la socoteală faptul că ne-a onorat cu prezența și cu un spectacol extraordinar comunitatea Elena Filia la Iași, care ne-a încântat cu poezii de Eminescu recitate în limba greacă. Și vă spun că sună fantastic. Sună fantastic. Și m-am simțit mândră că sunt româncă și să ascult poeziile lui Eminescu traduse în greacă. Wow, într-adevăr, impresionant. Și a fost o desfășurare de forță impresionantă. Spuneți-mi, rog, cam cât de mare a fost echipa cu care ați lucrat pentru acest festival? A fost totuși 9 zile de festival și o desfășurare de forță impresionantă. N-a fost o echipă foarte mare, vă mărturisesc. Noi suntem o echipă destul de inimoasă și entuziastă la Centrul Cultural Internațional și nu pot să nu menționez că ne bazăm foarte mult activitatea pe sprijinul companiilor Actadoc Eurolenguas. Sunt colegii mei de la Centrul de Traduceri și de la Centrul de Limbi Străine, care practic fac voluntariat, de ori de câte ori organizăm evenimente cu asociația, cu ONG-ul, cu Centrul Cultural Internațional, vin și ne sprijină. Nu pot să nu menționez de asemenea sprijinul extraordinar și eroic, aș spune, al partenerilor noștri în proiect și al prietenilor noștri dragi de la Inamora, care e compania care a realizat imaginea vizuală a festivalului, site-ul, tot ce s-a numit comunicare și care a lucrat contra cronometru. Practic îi numărăm în echipa noastră, pentru că fără ei nu era posibilă promovarea. Iar primăria Iași ne-a sprijinit absolut cu tot ce le-a stat în putere. Primăria Iași și Direcția Silvică. Am înțeles. Vă gândiți deja la a doua ediție? Da. Da? Da. Iar în ședința de analiză deja avem planuri pentru anul viitor. Eu țineam foarte mult la data de 15 iunie, pentru că e legată de poetul Mihai Eminescu, dar e posibil să o facem puțin mai târziu ca să avem tei înfloriți. De la un an la altul învățăm și ne flexibilizăm și ne adaptăm condițiilor. Și pentru că a fost o mare provocare să avem floare de tei pentru lucrări, anul viitor probabil că vom decala cu o săptămână festivalul, tocmai ca să ne asigurăm că vom avea materia primă la dispoziție. Iar ca și modificare, să spunem, importantă, îmi doresc foarte mult, deocamdată e proiect, o participare pentru anul viitor, măcar dacă națională, dacă nu internațională, a artiștilor care de asemenea vor crea și la anul o expoziție, sper, măcar la fel de frumoasă ca cea de anul acesta. Am înțeles. Deci aveți planuri să continuați? Categoric. Abia ne-am încălzit. Mă bucur să aud asta. Da. Festivalul Florilor de Tei este un proiect al Centrului Cultural Internațional. Tu ești președinte al Centrului Cultural Internațional. Ce alte proiecte mai aveți pe viitor, să spunem, până la sfârșitul anului sau în anul următor? Îți spuneam deja că sunt atât de încântată de expoziția aceasta și de cealaltă. Au fost 4 expoziții, dar 2 dintre ele, fiind vorba de artiști ieșeni, îmi doresc foarte mult să, pentru că misiunea Centrului Cultural Internațional este de a promova artiștii ieșeni și români în străinătate, îmi doresc foarte mult ca aceste 2 expoziții, Te Inspiră, cea realizată de artiștii plastice, Uniunea Artiștilor Plastici și de studenții la Universitatea de Artă, și expoziția numită Trecuta Oanii, a designerului și graficianului Sergiu Pasciuc, care este un omagiu lui Eminescu și Iașului, așa cum era el altădată, să le arătăm Europei, măcar Europei, într-o primă fază. Și deja am început demersurile ca să organizăm aceste expoziții în afara țării. Am înțeles. Tot în această linie, îmi doresc foarte mult până în toamnă să ne organizăm astfel încât să facem evenimente. Primul era deja planificat de anul trecut din toamnă la Paris. Da. Un eveniment care să pună reflectorul pe România cu ce are ea mai frumos. Și ne gândeam la o expoziție de fotografie de mari dimensiuni care să arate Parisului și Franței cât e de frumoasă România și cât e de interesantă din punct de vedere turistic.
o expoziție care să fie însoțită de muzică live, de dans, de poate o degustare de vinuri, dacă vom avea sprijinul da. Și interesul caselor de vinuri din România, din Iași, în mod special din zona Moldovei. Astea sunt planurile, să ieșim cu ce avem noi mai frumos în afară și să creăm o imagine cât mai bună României. Am înțeles. Pe de altă parte, eu cred în proiectul Iași Capitală Culturală Europeană 2021 și vreau să pun umărul în această direcție atât cât mi se va permite și în direcția unei strategii mai coerente și în direcția organizării unor evenimente care să sprijine acest demers. Am înțeles. Aveți așadar planuri mari. Da. Vă dorim mult succes în realizarea lor, pentru că e nevoie de multă muncă și mobilizare de forțe. Vreau să trecem într-o altă arie. Ești în același timp facilitatorul unor programe de dezvoltare personală. Da. Programe ale unui cunoscut trainer, Andy Sechei. Spune-mi câteva detalii despre ce program este vorba. Da. Și cum trecem de la subiectul cultură, da, la dezvoltarea personală? O, se leagă foarte frumos. Cum se leagă foarte frumos. Dezvoltarea personală, din punctul meu de vedere, înseamnă evoluție, scurt și foarte simplu. Deschiderea către cultură și către tot ce înseamnă frumos și emoție, pentru că arta e până la urmă emoție, se împletește foarte frumos cu evoluția, cu dezvoltarea personală și cu înțelegerea de sine și cunoașterea de sine, pentru că arta, dincolo de faptul că e creată pentru a fi expusă lumii și celorlalți, pentru a fi dăruită celorlalți, indiferent că e vorba de muzică sau de artă plastică, de arte vizuale sau, eu știu, de dans, e o formă de cunoaștere de sine. Și atunci nu se poate împleti mai frumos cu dezvoltarea personală decât... Care e o altă formă de cunoaștere de sine. Exact. Da. Dă-ne mai multe detalii despre aceste programe. Da. Sunt privilegiată și recunoscătoare lui Andy că am avut, eu știu, marea șansă să mă formez în programele lui. La momentul de față sunt singurul facilitator din Iași pentru programele Persuasion Elite și Speaker Elite, care sunt programe de membership. De asemenea, programul semnătura lui Andy Sechei este Bootcamp University. Sunt programe tabere pentru adulți cu durată de 8 zile acum, care se desfășoară în februarie și în august în fiecare an. Înțeles. Au depășit 50 de ediții, cred că suntem pe la ediția 50, nu vreau să greșesc. 54, 56, parcă mi-amintesc eu ultimele ediții la care am participat, facilitez și în cadrul programelor Bootcamp University. Cele care se desfășoară în Iași și sunt gândite simultan cu încă vreo 12-14 orașe din țară, sunt Persuasion Elite, care este un program de, așa cum îi spune numele, de persoasiune și e dedicat în special, dar nu numai, persoanelor care lucrează în vânzări. Da. Iar cel de Speaker Elite e un program de public speaking, cu alte cuvinte, program de leadership. Am înțeles. Folosim persoasiunea în fiecare zi? Sau e nevoie să folosim persoasiunea în fiecare zi? De ce să facem un astfel de program? Să spunem că nu lucrez în vânzări. Eu o folosesc în fiecare zi și îți dau câteva exemple. Cu copilul meu. Cu copiii, dacă știi să comunici, pentru că această persoasiune, de fapt, e o formă îmbunătățită de comunicare. Nu e neapărat... restrânsă la ideea de vânzare, până la urmă e o formă de comunicare eficientă, astfel încât cel din fața ta te înțelege mai bine și îi oferi contextul să se exprime mai bine și să existe acea înțelegere reciprocă. Deci eu o folosesc cu copilul meu, cu succes, o folosesc în familie, o folosesc foarte mult în companie, da. Cu colegii la birou. Nu mai spun că mă ajută foarte mult și în cursurile pe care le țin. Am înțeles. Deci folosim practic în fiecare zi, poate unii dintre noi inconștient, nu? Categoric, da. Și e foarte interesant că unii dintre cursanții programului spun: "A, dar eu făceam chestia asta." Adică au niște conștientizări. Zic: "A, deci se face așa, se numește așa, nu îi dădusem nume, dar eu foloseam tehnica asta." Dă-mi, te rog, deci, un secret pe care crezi tu cel mai important al persoasiunii. Ascultarea activă. Ascultarea activă, da? Nu degeaba se spune că avem două urechi și o singură gură, da, nu? Da. Să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Categoric.
Bun, partea cealaltă, speaker elite. Bănuiesc că aici e vorba despre public speaking. Da. Și public speaking nu înseamnă să te adresezi unei audiențe neapărat de 200 sau 1000 de persoane. Public speaking înseamnă și contexte, eu știu, mai reduse de comunicare în public, plecând de la 3 persoane până la 1000 de persoane. Iar contextele sunt foarte variate. Îmi place să dau acest exemplu. Când mi-am susținut teza de doctorat, nu făcusem programe de public speaking și acum îi sunt recunoscătoare lui Andy, au fost cele mai agonizante momente din viața mea, sincer. Mi se uscase gâtul, tremuram din toate degetele și din toate firele de păr, de pe cap și eram extrem de emoționată. Practic, teza era foarte bine pregătită, discursul foarte bine scris, dar emoțiile m-au copleșit. Contextele sunt foarte variate, susținerea unei lucrări de licență, susținerea unui examen, nu spun un staff meeting, o ședință la birou, orice fel de context în care te adresezi mai multor persoane poate fi considerat public speaking. E un program care mi este foarte drag și care e foarte util, foarte bine structurat, are o componentă de speaker control, adică ce fac eu cu emoțiile mele și cum le gestionez. Are o componentă de group control, adică ce fac cu sala, ce fac cu auditoriu ca să-l mențin atent, conectat cu mine și să obțin acea concentrare și atenție care îmi asigură, eu știu, transmiterea cât mai eficientă a mesajului. Care ar fi, să spunem, un secret, cel mai mare secret, da, când vine vorba despre public speaking? Ce trebuie să facem pentru a livra un discurs cu impact? Sunt multe secrete. Unul dintre ele este să te conectezi cu publicul tău, primul, poate cel mai important. Cum putem face asta? Sunt foarte multe tehnici de conectare, dar prin atenție, din nou. Atenție. Ești atent la ce se întâmplă în fața ta, în public, pentru că dacă vezi că îți adorme publicul sau începe, eu știu, să fie neatent sau e clar că ceva nu faci tu bine. Nu e vorba de public, e vorba de tine. Deci trebuie să te adaptezi la public și astfel reușești să te conectezi cu el. Da. Pe de altă parte, pentru controlul emoțiilor, cred că cea mai eficientă, poate, tehnică pe care am învățat-o de la Andy e să-ți aduci aminte că nu e despre tine. Ești acolo în fața publicului ca să-i oferi lui ceva și te ajută foarte mult în controlul emoțiilor. Am înțeles. În același timp, pe lângă faptul că facilitez aceste programe de dezvoltare personală, ești și antreprenor. Vreau să vorbim puțin de partea asta. Ești antreprenor și antreprenor cu state vechi. Da. Da, vorbim despre două companii, Eurolenguas și Actadoc. Povestește-ne puțin cum ai debutat în viața asta antreprenorială. Păi, povestea e așa. Eram profesor de spaniolă la Palatul Copiilor. Spaniola și zona asta de educație rămâne foarte aproape sufletului meu. M-am autorizat ca traducător pe limbile engleză și spaniolă și am lucrat ca freelancer, cred, un an, doi. Și cum venea lumea la ușă și solicita traducere, am zis, hai să fac un birou ca să nu mai vine la ușa apartamentului. Da. Practic a fost o cerere a pieței la care am răspuns înființând compania Actadoc în 2002. Singură. Deci, am început, am început singură, ne-am dezvoltat foarte frumos, acum avem 3 birouri în Iași, o echipă lărgită de traducători, o parte colegi în birou, traducători interni, o foarte amplă rețea de traducători externi, care sunt și în România și în afara țării. Iar cu Eurolengua s-a întâmplat că veneau clienții în birou de data asta, nu mai veneau la mine la ușă. Da. Și spuneau, dacă sunteți atâția traducători aici, vreau și eu să învăț engleză, italiană, spaniolă, cursuri nu faceți? Și iată așa s-a născut Eurolengua. Da, centrul de limbi. Da. Spune-mi, te rog, Irina, cum te menții motivată? Cum faci să treci peste greutățile inerente ale proiectelor pe care le desfășori? Pentru că, iată, sunt arii diferite, ești implicat în antreprenoriat, ești antreprenoare. Facilitezi cursuri de dezvoltare personală, ești implicată și în partea culturală, bănuiesc că ai provocări în fiecare dintre aceste arii. Cum faci să te menții motivat și cum depășești provocările pe care le ai? Îmi place ce fac, pur și simplu. Îmi place atât de mult ce fac și întotdeauna când aleg un proiect,
Îl aleg după acest criteriu. Dacă e ca mine. Am înțeles. Da. În final, vreau să le dai un singur sfat tinerilor care se uită acum la noi. Dacă ar fi să le dai un singur sfat, ce le-ai spune? Să facă ce le place, să-și asculte vocația, să-și asculte instinctul, inima. Chiar dimineață vorbeam despre inteligența inimii. Inima știe mai bine decât mintea ce are de făcut. Și atunci când faci ce-ți place, reușești să ajungi într-o zonă de excelență și de performanță. Am înțeles. Irina, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în prima parte a emisiunii Oameni de Succes a fost alături de noi Irina Vasilescu. Peste câteva minute ne întoarcem cu partea a doua a emisiunii.